Bună ziua, dragii mei, sunt Rotela, la mulți ani pentru cei cu soare, lună și Venus în berbec, dar în mod special pentru cei cu soare în berbec. Îmi pare rău că am întârziat etalarea pentru voi, tot am zis că poate scap de etalările pe zodii, dar se pare că dacă nu fac etalări pe zodii, nu mă mai băgați în seamă. Și voi și ceilalți, asta e. Și pentru că m-am obișnuit să mă băgați în seamă, asta e. Trebuie să vin cu etalările pe zodii, glumesc. Ideea e că mi-a fost și mie dor de voi și dacă am întârziat, am întârziat din niște motive. Ideea este ca voi să vă bucurați de acest nou ciclu, interesant cum vine mesajul, nou ciclu, nou an, și adică nu doar nou an, nou ciclu, eventual o nouă etapă în viața voastră, o etapă importantă, pentru că trăim vremuri importante. Dragii mei, berbeci și berbecuțe, mai ales berbecuțe, dar și berbeci, la mulți ani, dragoste, sănătate, putere, inspirație și creștere spirituală, ghidaj divin, că dacă nu le avem pe acestea, vai și amar de noi. Interesant, am amestecat cărțile pentru mesajul, un mesaj general, au venit acestea. Iepurașii, 31. Și la capătul setului de cărți, 43 și 42, happiness, fericire și, deci, delfinul cu fericirea lui și cu fericirile pe care le aduce și șarpele, 43 și 42, șarpele și creația. Cum văd eu lucrurile? Văd, dragii mei, berbecuțe în mod special, da? Că încheiați o perioadă, niște cicluri de manifestare, niște cicluri terestre, pământene, în care v-ați manifestat ca majoritatea dintre noi, da, majoritatea, unii au rămas în continuare în această etapă, alții s-au trezit mai devreme decât voi, alții ați început să vă treziți, alții urmează să vă treziți, să ieșiți în acest ciclu al unor manifestări. Și ce e foarte interesant în această carte, 3 și cu 1 înseamnă 4. 3 înseamnă împărăteasa, abundență, dar 1 înseamnă un anume tip de manifestare, un nou tip de manifestare. Este 1, este magicianul. Un nou tip de manifestare, un nou tip de abundență, un nou tip de creștere. Nu mai repetați ciclurile acestea, nici de reîncarnare, nici de manifestare pe care le-ați tot exersat dureros eventual până acum, ci vă găsiți echilibru în acest nou ciclu. Că 3 și cu 1 înseamnă 4, 4 înseamnă echilibru, stabilitate. Ce este mai important ca și mesaj sau la fel de important cu ce am spus până acum este că de acum încolo, teoretic, măcar după această etalare, dacă nu până acum, unii dintre voi care ați început să vă treziți, alții acum vă treziți, wake up, good morning, neața, cei care acum vă treziți, începe să înțelegeți că ceea ce gândiți, aceea manifestați. Da? Dacă gândiți ca iepurașii, manifestați iepurași. E așa o mică glumiță. Dacă vă concentrați pe anumite simțuri, manifestați acele lucruri. Unde vreau să ajung? Uite la acest buchet de flori. Buchetul ăsta de flori, oarecum, fiind și verde, simbolizează chakra inimii. Ideea este că trebuie să manifestați din inimă, din inimă, din dragoste. Din dragoste și respect față de voi și față de restul, pentru că dacă vă respectați, îi respectați și pe cei din jur. Este un mesaj pentru unii dintre voi, da? Și vorbim de creație, 3 înseamnă creație, abundență, împărăteasa. Interesant este că aveți aici creație, încă nemanifestată. Fericirea, un anumit tip de fericire, o fericire emoțională, o fericire divină. Între două ape sunteți, veți fi între două ape. Lumea subconștientului și lumea spirituală, pentru unii dintre voi care vreți să începeți acest ciclu, da? Care ieșiți din energia sexualității terestre și începe să manifestați creativitatea și sexualitate sacră pentru unii dintre voi, da? Cu alte cuvinte, în această conștiență a ceea ce puteți să faceți cu sufletul, vă puteți atrage trezirea lui Kundalini, lui, că n-avem cum să-i zicem altfel, da? Sau
Repet, un nou ciclu de manifestare în care nu mai repetați ce ați repetat în, eu știu, viețile anterioare, în viața asta, prin lecții dureroase, sexy, creative, simpatice, jucăușe, nu contează, fie există și o latură pozitivă și o latură negativă. Cicluri, da? Încheiați un ciclu. Interesant că etalarea vine în vibrație de lună nouă, chiar dacă au trecut câteva zile, am cam sărit, eu nu știu dacă să mai fac sau nu mai fac etalarea, în vibrație de portal energetic 4, a 4-a, da? Deci vine și interesant că aveți 4, da? Aprilie, 4, 4, 4 și 3, ia uite, 3 iar revine și 42 iar. 4, 4, 4, să vă spună ceva. În timp ce am amestecat aceste cărți, îl amestecam și mă uitam. Mă uitam și vedeam, interesant, și voi o să începeți, unii, nu toți, cei care vreți să faceți ce am spus mai devreme, o să începeți să vedeți. Vedeți? Aici niște forme. Ele existau. Acest univers exista, dar nu-l vedeați. Niște globuri de energie. Simțiți că sunteți înconjurați de vibrații înalte, unii dintre voi, nu toți, cei care vreți. Să vă treziți șarpele în Kundalini și să nu vă limitați la acel, la tentațiile sexuale pe care, eu știu, le-ați experimentat, ca orice om, nu doar voi. În timp ce am amestecat, la un moment dat amestecam și când să pun setul de cărți, am văzut că rămăsese deoparte 8 de cupe. 8 iar înseamnă și de cupe. 8 înseamnă casa 8-a a Scorpionului, este un ciclu, da? Moarte și renaștere. Un nou ciclu în care lăsați în urmă emoțiile acelea, da? Și bucurii și dureri, dar bucurii insuficiente, da? Cupe, mai pline, mai puțin pline, poate prea pline, nici așa nu-i bine, da? Lăsați lucrurile astea în urmă și mergeți înspre nouă de cupe, înspre dragoste față de voi, autentică. Respect, ce am zis, în momentul în care te iubești și te respecti, îi respecti și pe ceilalți, le dai libertate, îi înțelegi, le înțelegi greșele, ești plin de compasiune pentru că știi că și tu ai greșit. La capătul setului de cărți, Marea Preoteasă, cea care vede dincolo de vol. Da, începe să studiați cu pasiune lucruri pe care unii dintre voi sunteți chemați să le studiați. Hai să vedem. O să fac o etalare scurtă ca să reușesc să fac totuși ceva de zodiac. Interesant. Ha, ce vine? 5 de cupe, ați plâns. Magicianul, cavalerul de cupe și asul de spade. Ori cineva a plâns după voi, ori voi ați plâns după cineva. Să rămână acestea în trecut? Hai să rămână în trecut. Sau trecut aproape de prezent. Au venit poate în plus. Hai să zicem. Hai să facem ziua voastră să fac totuși o etalare mai lunguță. Lăsăm un mesaj special, da? Lacrimi. Poate că cineva v-a pus într-un triunghi amoros. Voit sau nevoit? Nu înseamnă că dacă cineva se îndrăgostește de altcineva, musai v-a trătat. Pur și simplu s-a întâmplat. Se întâmplă. Sau, dacă se duce cu prietenii, probabil că are acolo o problemuță nerezolvată. Da? Înțelegem, trebuie să înțelegem. Au fost lacrimi din partea voastră, din partea altora, poate din partea ambelor persoane sau a mai multor persoane. Lacrimi, dezamăgiri, regrete. Se dorește o nouă manifestare. Se dorește exprimarea eventual a acestor regrete. Poate chiar 5 și cu 1, 6, o împăcare posibil a cuiva. Voi știți a cui. Însă asul de spade a venit pe orizontal. Împăcarea poate să existe, însă manifestarea victoriei este amânată din niște motive. Care ar fi motivele? Aici este. Probabil că înțelegerea. Ca să manifesti victorie, trebuie să ai înțelegere, înțelepciune, putere, curaj. Nu e suficient să-ți pară rău. Nu e suficient să-ți dorești să o iei de la 0 sau de la 1. Trebuie să ai mai multe lucruri. Da? Pentru că magicianul are
Mai multe resurse, inclusiv cinceterul, da, credința. Un mesaj în plus. Ați putea să fiți voi regi, regine de bâte și steaua. Vindecându-vă de o atitudine sau de un personaj aventurier, că vorbim aici de cicluri, de iubiri, de fertilizări, da, că asta reprezintă iepurașii, de niște chestiuni, înțelegeți voi, și prin imagini și prin cuvinte. E un stil de viață al cuiva, plin de foc, vorbim la zodia berbecului, de pasiune, de sexualitate și de creativitate, nu zic nu. Creativitate. Dar unei să suporți consecințele acțiunilor, da? Prin chestiile astea și unei să-ți creezi tu, e o mare diferență. Și acum, este ceva de vindecat aici. Este ceva de vindecat. Un mesaj în plus, am zis, hai totuși să fim ordonați. Eu sunt așa într-o primăvară foarte tumultoasă, plină de entuziasm, proiecte multe am în cap, că doar am zodia berbecului în casa a 10-a. A carierei. Da? Știți cum e, da? Și chiar urmează să colaborez cu un berbec pentru o nouă carte. Așadar, berbecilor, facem echipă bună la capitolul muncă, zic eu. Hai, odată. Ia uite, regele de spade. Trecând peste faptul că pe în viața cuiva există un personaj rațional și e bine să examinăm viața oricărui om un personaj rațional, bărbat, femeie, nu contează, frumos ar fi să preluăm și noi energia aceasta, pentru că avem nevoie de ea, nu? Teoretic, regele de spade este înțelept. Este meditativ. Este strateg. Se gândește cum acționează. Nu acționează impulsiv. Uneori poate e prea gânditor. Chestiune care ține de credință, de familie, de casă, da. O, un nou capitol. Zero și un nou capitol. Da. Probabil că cineva vrea un nou capitol. Posibil cineva, eu așa văd cărțile, cineva blochează un contract, o familie, un anume tip de educație, rigid, restrâns, prea strict, prea multe reguli, prea multe încorsetări, îl blochează și vrea să manifeste o nouă lume. Că sunteți voi, că e altă persoană, o nouă lume în care se simte fericită alături de sufletul pereche, dar care e acela. Pentru că trebuie să discerneți, am zis, regele de spade, discerne între una sau alta. Care e diferența între sufletul pereche și sufletul karmic? Creația. Și nu vorbesc că faceți copilaș, nu, nu. Când amândoi intră pe creație, când amândoi știu ceea ce vor să facă și nu mă refer la asta, reprezintă ciclurile pământene. Că vreau căsuță, că vreau copilaș, că vreau un geobuleț, nu, asta e robotizare, asta sunt cicluri. Când ieșiți din lucrurile astea și intrați pe creație, vă atrageți sufletul pereche și acel suflet pereche va face și el la fel sau ea, da? Nu, nu e o viață robotizată. Țup, țup, țup și suportăm consecințele, da? Ha, încă o dată. O dată, de două, de trei ore. Berbecuți, berbecuțe, în aprilie. Hai, trei. Trecut. Zece de bute. O situație apăsătoare pe care trebuie să o înțelegeți cu pasiune, din care trebuie să renașteți, puternice. Interesant că seamănă, poate aveți, sunteți roșcățele. Sau e vorba de o femeie roșcățică, roșcată. E vorba de o femeie roșcată în poveste. În fine, trecând peste asemenea detalii, din tot ce avea apasă, astea sunt cicluri, iar cicluri de responsabilități, da? Cupluri, iepurași, căsuțe, copilași, chestii de genul ăsta, joburi, la. Hai să muncim, ca să facem, ca așa face lumea. Nu, nu, gata. Unii dintre voi ați început să vă treziți, alții, trecutul ăsta începe să manifeste acum. Da? Încheiați acest ciclu și începeți să vă iubiți, așa ar fi frumos. Să vă iubiți și să vă creați viața pe care o vreți, pe care o meritați. Dar cum? Cu dragoste și respect față de voi. Valetul de spade.
Posibil asta o faceți mai în tăcere. Nu comunicați foarte mult. Vedem. Phaetonul. Sau cineva vrea să facă acest lucru în relație cu voi. Da? 4 de cupe, regina de spade și faetonul. Cine vrea să plece înspre destinul său, din punctul meu de vedere, drum bun și cale liberă. Când cineva alege faetonul, alege stea, destinul, misiunea sa și n-am cum să-i... n-am cum să le... chiar că vă place, că nu vă place, n-am cum să le... să nu le doresc succes. Cineva se trezește în această poveste. Și începe să spună adevărul. Dar adevărul său este influențat de această femeie divină, care posibil se trezește, posibil, poate să fie femeia divină divină din voi, divină din voi, da? Dacă unele dintre voi, doamnelor, vă treziți, e minunat. Sau cineva are de-a face cu această femeie divină care inspiră adevăr. Sorry, vă place, nu vă place, inspiră adevăr. Acum, repet, puteți să fiți voi sau să fie altcineva. Am văzut și mai devreme 5 de cupe, regrete, acum apare 4 de cupe. O să clarific. Există o predispoziție la a selecta cu grijă ofertele prezente. Asta pentru că, repet, unii dintre voi, doamne, domnișoare, domni, începe să vă iubiți și cântăriți bine ofertele. Dar dorința cea mai mare în această perioadă este să faceți acea alegere, pentru că faetonul alege, acea alegere înțeleaptă, care vă deschide drumul către misiunea voastră, către destinul vostru. Și destinul vostru și al nostru nu este să ne învârtim în cerc, în cicluri, da? În cerc, în cicluri, ci să ieșim din ele și să manifestăm ce avem noi mai autentic. Viitorul, diavolul, împăratul, și 8 de monede. Dar lăsați în urmă lucrurile astea. Wow, e minunat. 8 de cupe. Lăsați în urmă. Obsesia pentru bani, obsesia pentru control, sau dacă cineva s-a comportat așa, ori ei lasă în urmă, ori voi îi lăsați în urmă dacă sunt prea obsedați de control, prea obsedați de sex. De sexul acela adictiv, care-i cuvântul? Toxic. Da? Toxic. Nu este iubire sacră, nu este sexualitate sacră, Kundalini, ci este șarpele acesta întunecos. Da? Cine nu exprimă gândurile pe care le are, sentimentele pe care le are, planurile pe care le are și le dorește să fie în control, va fi părăsit, nu știu, că părăsiți voi, că ei părăsesc această energie, cineva va părăsi această energie. Și către ce merge? Către justiție. Către echilibru, către dreptate. Și, dragii mei, nu mă fixez pe zodic, ar fi o mare, mare prostie. Și justiția aduce o nouă relație. O nouă relație. Un nou job. O nouă perspectivă, un nou ciclu în care ceea ce manifestați, manifestați valoros, dintr-o altă perspectivă a inimii. Da? Ia uite. Și 9 de monede. 9 și cu 1, 10. Și justiția ține de un soi de... Dar nu vorbesc de contractele umane. Aici deja... Nu mă duc cu gândul. Ia uite, asul de cupe. La o legătură echilibrată, dreaptă, din punct de vedere echilibrată, emoțional, exprimată corect și manifestată iar corect în plan material, pentru că 9 de monede își creează viața, e preîmpărăteasă, da? Și dacă voi v-ați trezit,
Da? Sau cineva în viața voastră apare cu această energie, vă schimbă viața și vă ajută să vă treziți. Că vă place, că nu vă place. O influență feminină înaltă. Așadar, cam asta este. Viitorul arată bine. Regina de Pătână. Care se vindecă, se echilibrează, crește spiritual. Că e un job care vă aduce succes și care vă vindecă și vă aduce cunoaștere de sine și înțelegerea a voastră din perspective profund, ar fi minunat. Poate să fie și o relație, why not? Dar eu la asta, sau asta văd în această justiție, în această dreptate. Eventual, justiția și 8 de cupe poate să fie un divorț de o energie sau divorț sau separare energetică, mentală, emoțională și una și alta, da? De acest ciclu toxic, da? Că asta este diavolul, ne ține în energia aceasta pământeană. Să ai casă, mașină, copilaș, soț, soție, bani în bancă, la la la, sex, fierbinte, wow, ce vreți voi. Explicați, continuați cum vreți voi, da? Asta este diavolul. Și zice împăratului, îți dau tot ce vrei, dacă îmi promovezi stilul ăsta. Și asta a făcut împăratul. A muncit. Împărat, bărbat, femeie, nu contează. Dar, repet, cineva se trezește. Central, regina de spade. Am văzut regele de spade, care mai devreme medita, acum, la un moment dat, în aprilie, se va cuvânta. Dar în lumină, în adevăr, în cunoaștere. Și, dragii mei, dacă cineva pleacă din preajma voastră, bucurați-vă că aveți ocazia să vă descoperiți aceste potențiale. Aș vrea, poate că vorbesc mai mult acum pentru femei, pentru că sunteți multe abonate, da? Mai mult femei decât bărbați, dar e valabil și pentru bărbați. Când cineva pleacă, suferim într-adevăr, e tendința de a suferi, că n-a ieșit bine, că nu. Dar e o provocare să ne trezim și să mergem către destinul nostru. Și să învățăm să selectăm. Și să învățăm să ne iubim. Și să atragem ceea ce merităm. Dar trebuie să știm ce merităm. Nu să ne mulțumim cu lucrurile astea. Asul de cupe înseamnă vindecare, spiritualitate. Temperanță, uite. Între apă și foc. Apă și foc. O să vorbesc în curând despre cele două elemente. Cele mai spirituale. Beau o cafea. Da. Temperanța înseamnă comunicare cu spiritul nostru superior, cu sinele nostru superior, și asta va descoperi regina de cupe dacă își dă dreptul la independență, la nou, la recreație din punct, nu ca vacanță, recreare, inovare, reinventare a sa. Sau mai bine zis, redescoperire și apoi reinventare. Că trebuie să știi cine ești și apoi, în funcție de ceea ce știi că ești, poți să schimbi, să aduci, să implementezi, eu știu, ce ține de creație, de invenție. E frumos. Mm-hmm. După cum arată cărțile, chiar mi-aș fi dorit. Să am și măcar o lună, un Venus în berbec. La capătul setului de cărți, judecata. Și marea preotasă pe care o văzuseram mai devreme. Studiați cum să creșteți spiritual. Studiați cum să vă ascultați intuiția. Studiați cum să vă ascultați îngerii. Studiați cum să renașteți din aceste cicluri. E minunat. Mie mi se pare super fain. Aș vrea să fiți cât mai mulți în această vibrație. Ce apare? Găsiți-vă echilibru de autojustiția. Și dragii mei, nu mă fixez pe zodii, lăsați-mă cu opoziția, berbec, balanță, că m-am zăpăcit. În general, eu nu promovez opozițiile între zodii. Da. Găsiți-vă echilibru, bre!
Treceți această insecuritate, da? Manifestată aici. La 10 de bâte. La valetul de spade, care încă e timid, nu știe ce și cum, da? La 4 de cupe, că a fost respins, că a pierdut o ocazie, că la la la. Insecurități mari are și împăratul. Altfel, de ce ar fi așa în control? Da? Pentru că e frică. Să nu piardă. Pentru că e dependent. Bărbat, femeie, nu contează. Aici este. Treceți de aceste insecurități. Munciți un pic cu voi, că e opt de transformare. Ca să vă găsiți echilibru. Și repet, nu mă fixez pe balanță. Ci pe ceea ce aveți voi de făcut. Balanța e în voi, nu căutați un personaj în zodia balanței, că e încă, poate s-ar putea să nu-și fi găsit încă echilibru. Nu, nu proiectați echilibru în afară, nu proiectați fericirea în afară, fericirea o căpătați în momentul în care creați, vă creați viața și ieșiți din ce am zis mai devreme, nu mai repet. Nu mai repet că n-are rost. Da? Nu cumva urmează lună plină în balanță? PC? Ar putea, nu? Că e lună nouă în, a fost de curând în berbec, ar trebui să fie lună plină în balanță, nu? Parcă. Nu bag mâna în foc, deși am aici o lumânare, dar parcă. Poate că la acel moment. Veți simți că această etalare oarecum, nu? Are dreptate. Dacă n-a simțit din prima. Deci, ideea e că dacă cineva pleacă, pleacă. Dacă voi plecați, plecați. Dar plecați, dragii mei, repet, nu vă fixați echilibru pe o persoană, pe un contract, că asta reprezintă, pe karmă, nu ieșiți din karmă, că asta înseamnă ciclurile, ieșiți din karmă. Frumos ar fi fost să facem așa, să ieșiți din karmă sau să vă transformați karma în dharma. Dar cum o transformați? Prin vindecare. Haide. Că de fapt aici este. Nu e justiție, e balanță, este temperanța. Asta este. De-aia zic, nu vă fixați pe contracte. Și pe echilibru interior. Echilibrați, uitați ce frumos, da? Focul vostru, pasiunea cu emoțiile. Sexualitate sacră. Acolo vă găsiți echilibru. Și sexualitatea sacră se întâlnește inclusiv în voi, în momentul în care voi creați, nu știu, o pictură, un desen, o poezie, ce vreți voi, design în casă, ceva, creați, un motor, o grădină. Și puteți să mai dați exemple câte vreți. Acolo se întâmplă. Focul și apa se întâlnesc ca să creeze. Măi, mi se pare super fain. Dar fie așa toate etalările, super. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și numai bine. Ciao, ciao!